În vremea aceea, trecând Iisus dincolo de ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi demonizați, care ieșeau din morminte, atât de cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Și iată, au început să strige și să zică: Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Departe de ei era o turmă mare de porci păscând, iar demonii îl rugau zicând: Dacă ne scoți afară, lasă-ne să intrăm în turma de porci. Atunci el le-a zis: Duceți-vă! Iar ei ieșind s-au dus în turma de porci și îndată toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit și ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații și iată toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și văzându-l, l-au rugat să plece din hotarele lor. Iar Iisus, intrând în corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea puternici părinți, iubiți credincioși, frați și surori, întru Domnul, iată ne ajungi la această a cincea duminică după Rusalei, când în față ne este pusă o evanghelie a tămăduirii, o evanghelie a vindecării, o evanghelie a restaurării chipului dumnezeiesc în acei îndrăciți din ținutul gadarenilor sau după relatarea de la Luca a ghergesenilor, care erau posedați și care nu mai puteau să aibă strălucirea luminii care a fost pusă de către Dumnezeu în fiecare dintre noi, în fiecare ființă umană. Și în același timp, atât de frumos, se îmbrățișează această duminică cu hramul parohiei care slujim astăzi, Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelemon, pe care l-am prăznuit ieri, iar în chip solemn îl prăznuim și astăzi, ca unul care aduce vindecare, ca unul care aduce tămăduire, alenare, ca unul care, fără oboseală, cu timp și fără timp, chiar și în zilele noastre, celor care îi cer ajutorul, și citesc acatistul și aduc rugăciuni, le răspunde prin minuni care se săvârșesc și care ne încredințează încă o dată că minunat este Dumnezeu întru Sfinței Săi, Dumnezeul lui Israel. Și iată Dumnezeul nostru, Dumnezeul slavei, Dumnezeu care vrea să îndumnezeiască pe fiecare om de pe lumea aceasta și să-l readucă la slava care o avea în rai atunci când vorbea față către față cu Domnul, atunci când trăia de plinătatea bucuriei și a harului și a desăvârșirii, iată, astăzi, după ce potolește furtuna, dacă citim relatarea de la Matei un pic mai înainte, trece pe partea cealaltă a lacului Genizaret sau Marea Galilei, cum mai este numită, sau lacul Tiberiadei, în altă relatare, și ajunge într-un ținut unde erau 10 cetăți păgâne, o confederație, am putea spune noi astăzi, numită Decapole, de la cuvântul grecesc Deca, care vrea să zică 10. 10 cetăți în care era o prezență preponderent păgână și cei care locuiau acolo au cam uitat rânduielile legii și ale credinței și au îmbrățișat obiceiurile păgâne, punând în față mai degrabă tot ceea ce înseamnă valoarea averei și a banului decât a sufletului și a inimii și a celor interioare. Și de aceea are loc o întâlnire tainică între chipul îngeresc a Domnului Hristos
și chipul omului care a fost desfigurat de un alt înger, care este diavolul, demonul, îngerul căzut, îngerul cel negru, care desfigurează și șterge icoana Domnului din chipul fiecăruia dintre noi. Și cred că această Evanghelie tocmai despre asta vrea să vorbească. Să vă aduc un scurt exemplu pe care mulți dintre dumneavoastră cu siguranță îl știți fiind aici în Italia, dar totuși îl voi pune la inimile voastre. Să știți că marele pictor și inginer și geniu renascentist Leonardo da Vinci, timp de 20 de ani a pictat acea scenă care a rămas emblematică în lucrarea sa de pictură, și anume cina cea de taină. De fiecare dată când vroia să picteze pe unul dintre apostoli, ieșea în piața orașului și căuta pe cineva care să se asemene. Căuta modele, căuta un portret uman după care să poată să-l realizeze pe cel pe care îl avea în atelierul său de pictură. 20 de ani i-a luat ca să picteze cina cea de taină. Și un lucru cel mai interesant este că a început primul pe care l-a pictat dintre apostoli, a fost Ioan Evanghelistul, care avea un chip blând, un chip luminos, un chip care transmitea dragoste, transmitea bunătate, curăție, era tânăr, nu avea barbă, avea un chip blând și bun și iubitor, și găsește un tânăr în piață pe care îl aduce în atelierul său de pictură, îl roagă să pozeze și îl pozează, îl pictează primul pe Ioan. Timp de 20 de ani a căutat alte chipuri ca să poată să-i pună în pensula marelui maestru și pe ceilalți apostoli, și își sfârșește până la urmă, după 20 de ani, pictura cu ultimul dintre apostoli, cel care l-a trădat de fapt și pe Mântuitorul, și este vorba de Iuda. Ce face? Iese ca de obicei în piață și caută un model. Găsește un bărbat cu riduri, un chip întunecat, puțin amețit, se vedea că era lovit de patim, de păcate, de căderi, neîngrijit, nespălat, părul nu era peptănat, barba nu era îngrijită, fața era, am putea spune, chiar cumva desfigurată de atâta durere și cădere, și se gândește că este modelul cel mai perfect ca să-l pună pe Iuda în pictură. Îi dă un ban, pe care bineînțeles că cel din față îl acceptă, și îl cheamă în atelier. Cel care primește banul vine în atelier, stă o oră, stă două, stă trei, și după ce sfârșește să picteze, l-a rugat pe Leonardo, și asta e o chestie care a rămas în istorie, o chestie emblematică, l-a rugat pe Leonardo să-i arate pictura, să-i arate acest tablou. Leonardo da Vinci arată tablou și el începe să plângă. Plânge și nu se mai oprește din plâns. Și Leonardo îl întreabă, de ce plângi? Care este lucrul care te-a mișcat? Și spune, lucrul care m-a mișcat este faptul că cu 20 de ani în urmă am mai fost odată în același atelier, am mai fost odată în camera aceasta. Iar cel care stă lângă Domnul Hristos, Ioan Evanghelistul, am fost eu acum 20 de ani. Și atunci și-a dat seama că viața l-a transformat foarte mult. Cel care avea chip luminos, cel care avea chip duios, chip blând, cel care transmitea dragoste, bunătate, empatie, curăție, este cel care în 20 de ani a ajuns să fie Iuda, a ajuns să fie exact cel care transmitea răutate, transmitea tot ceea ce înseamnă negativ, tot ceea ce înseamnă împotrivnic, tot ceea ce înseamnă un chip care nu mai purta pecetea Harului Dumnezeiesc. Și își dă seama că, de fapt, problema se află în sine, de aceea plânge și istoria spune că, până la urmă, și-a schimbat viața. A încercat să redevină cel care fusese acum 20 de ani. De altfel, Leonardo l-a și ajutat. De aceea mă gândesc că toți cei care au tâlcuit această Evanghelie și care au vorbit despre această întâlnire a Mântuitorului Hristos cu doi demonizați la Matei, Luca ne vorbește
despre unul, dialogul acesta adâncit în har, dialogul pe care îl are Domnul cu acești îndrăciți, faptul că îl recunosc ca fiind Fiul lui Dumnezeu, faptul că îi cer și îl roagă să nu fie chinuiți înainte de vreme, ne aduc înainte, bineînțeles, multe învățături pe care le știți și le auziți an de an, atunci când ajungem la această duminică binecuvântată și ne întâlnim și călătorim cu această Evanghelie și știm lucrurile acestea. Dar un lucru care mi-a stat la inimă și aș fi vrut să-l împărtășesc cu voi astăzi este tocmai acesta. Cred că taina acestei Evanghelie, cea mai adâncă taina acestei Evanghelie, este că în fiecare din noi este chipul lui Hristos, pe care și Sfântul Grigore, teologul, cu mii de ani înainte de Leonardo da Vinci, spunea un lucru atât de frumos. Toată viața noastră nu este altceva decât tainica pictura unei icoane care este chipul Mântuitorului Hristos în inima și în sufletul nostru. Și nu facem decât ori să întârziem, ori să nu pictăm deloc, ori să facem această icoană cu adevărat să strălucească în inima noastră. Și asta se întâmplă. Este și o Evanghelie care descoperă pronea lui Dumnezeu în lumea aceasta și arată o comparație foarte mare între cel care trăiește cu Hristos și pentru Hristos și dăinuiește în lumina Harului și cel care, până la urmă, reprezintă ce? Societatea care are o singură valoare. Valoarea averei. Dacă în biserică contează ce ești și cine ești în inima ta și în sufletul tău, să știți că în societate, din multe ori, contează ce ai, nu cine ești, ce ai. Și cine ești definește, cine ești este definit de ce ai. Dacă ai multe lucruri, ești cineva. Dacă n-ai nimic, nimeni nu mai are nevoie de tine și atunci biserica are nevoie de tine, că biserica e singura care prețuiește pe săraci. Săracii sunt bogăția bisericii, bolnavii sunt bogăția bisericii, oamenii neputincioși, oamenii cu dureri, oamenii care îi poartă o grea piatră pe inimă. Asta este bogăția noastră a tuturor. Asta este bogăția bisericii și astfel reușim să ne mântuim. Evanghelia de astăzi este și o Evanghelie a mărturisirii. Să știți că ea este relatată de cei trei sinoptici, Matei, Marcu și Luca, și fiecare aduce câte un detaliu în plus. Spre exemplu, Marcu ne vorbește despre faptul că ei stăteau în morminte și erau tot timpul legați cu lanțuri, iar adesea rupeau lanțurile și ieșeau din morminte și nimeni nu putea să treacă pe acolo din cauza că le era frică. Iată cât de înfricoșător este chipul celui posedat. Și, de fapt, arată până la urmă ceea ce vă spuneam adineauri. Comparația aceasta atât de puternică și de grăitoare între ceea ce înseamnă a trăi cu Hristos și în lumina Harului și ceea ce înseamnă a trăi în păcat, care înseamnă lanțuri care ne țin unde? În mormântul cui? În mormântul inimii noastre, din care nu reușim să ieșim de cele mai multe ori. Și acolo apare cea mai groaznică condamnare. Știți care este aceasta? Succesul prea mare, excesul de avuție, excesul de bani, excesul de bunăstare care dă pe din afară, aduce la deznădejde, descurajare, iar în termeni medicali, depresie. Și oamenii, având toate, își dau seama că nu au nimic și caută ceva ce este de negăsit, din cauza că lucrul care cu adevărat ne împlinește este tocmai Harul lui Dumnezeu care lipsește oamenilor atât de mult în ziua de astăzi. Și atunci omul își inventează foarte multe lucruri și inventează tot felul de lucruri care noi le numim în esență creștinii păcate, căderi, dureri, neputință. Și omul face exact ceea ce spune Sfântul Maxim Mărturisitorul în Filocalia numărul 6. Spune că viața aceasta poartă pecetea unui ciclu vicios. E ca un câine care își mușcă tot timpul coada, asta îi creează o durere foarte mare și atunci încercând să scape de această durere, mai caut încă o dată să o mai scarpene, să o mai muște. Crede că scapă de durere. Și iarăși mai tare îl doare. Și compară Sfântul Maxim Mărturisitorul lucrul acesta cu omul. Omul ce face? Omul îi lovit de deznădejde și de durere și vrea să scape de durere prin plăcere. Iar plăcerea nu caută într-un chip binecuvântat,
cum spune Sfântul Apostol Pavel și îndeamnă, nu vă îmbătați de vin, ci căutați Harul lui Dumnezeu care umple inimile noastre. Și oamenii caută plăcerea prin ce? Prin cădere, prin păcat. Iar păcatul aduce o durere și mai mare când ne trezim din el. Și atunci, ca să scăpăm de această durere, căutăm o plăcere și mai mare, care ne împinge spre un păcat și mai mare, care ne duce o durere și mai mare. Și ieșind din el, iarăși dăm de suferință și căutând dulceața, acoperirea acestei suferințe, iarăși cădem în păcat. Și Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că este de nedepășit. Întreaga istorie a omenirii este o fugă după plăcere care aduce durere și încercăm iarăși să scăpăm din ea prin plăcere. Și nu mai reușim. Și singurul care poate să ne scoată cu adevărat din acest ciclu vicios este Mântuitorul Hristos. Care ce face? După ce intră în dialog și iarăși aici aduc detalii, unele detalii vă spuneam le găsim la Marcu, altele le găsim la Matei, altele le găsim la Luca, intră în dialog și află și numele, că e vorba de o legiune, iar o legiune avea 2000 de ostași pe timpul romanilor, de aici înțelegem faptul că turma aceea de 2000 de porci care se aruncă în mare nu este altceva decât o pedeapsă. Pentru ce? Pentru faptul că oamenii au pus bunăstarea mai presus decât sufletul omenesc. Erau mai important porcii decât oamenii. Era mai importantă marfa care era vândută și care era împotriva legii, căci nu aveau voie să consume carne de porc, care era un animal necurat din punct de vedere a leviticului și a legii cele vechi, au pus-o mai presus decât sufletul. De ce în biserică facem exact inversul? Punem sufletul și omul mai presus de bunurile materiale, cât cel mai important lucru pe lumea aceasta este sufletul omenesc. De altfel spune și Mântuitorul Hristos în aceeași Evanghelie de la Matei, ce va da omul ca să-și scape lumea aceasta, ca să-și scape sufletul său. Iar psalmii lui David spun următorul lucru, zice, sufletul omului este deprețuit și nimic nu poate fi dat ca să fie răscumpărat. Numai Domnul Hristos, prin jertfa sa pe cruce, aduce prețul răscumpărării. Noi îi dăruim lui Dumnezeu moarte și ăsta e lucru care ne marchează atât de mult. E singurul dar pe care l-am făcut lui Dumnezeu, un mormânt gol în care să fie pus trupul acesta din care ne izvorăște viața la fiecare sfântă și dumnezeiască liturghie. Pâine și vin care ne se dăruiesc nouă sânge și trup a celui care este viață și dăruiește viață din viața lui. Noi am dăruit moarte și el ne dăruiește viață. Noi îi punem la poalele crucii păcate și el ne dăruiește binecuvântare și har. Noi venim cu neputință și el ne dăruiește sănătate. Asta e taina Evangheliei cu care călătorim astăzi. Poate un singur lucru aș mai adăuga înainte să închei. La Luca sfârșitul este foarte, foarte optimist. Are o amprentă binecuvântată. Luca spune că atunci când și-a revenit și s-a îmbrăcat în haine, cel demonizat, au venit cei din oraș să-l vadă și nu le-a venit să creadă. Și apostolii, cum el, cel care rupea lanțuri și care dormea numai prin morminte și care nu vorbea și de care nu te puteai apropia, acum stă atât de firesc la poalele Mântuitorului Hristos. Stătea îngenunchiat și l-a scutat pe Domnul Hristos și îl roagă, el îl roagă pe Domnul să-l ia ca să fie lângă el și Domnul Hristos ce face? Îl trimite să devină apostol, mărturisitor. Spune, nu, mergi la tăi, mergi de acolo de unde vii tu și spune-le cât de mult bine ți-a făcut Dumnezeu. Asta este taina și asta este gândul cu care trebuie să rămânem și noi astăzi. Să fim curajoși, să avem puterea de a-L mărturisi pe Domnul. De a spune tuturor cât de mult bine ne-a făcut nouă Dumnezeu. Și oarecare dintre noi, cei care astăzi suntem la această sfântă și dumnezeiască liturghie, n-am primit daruri binecuvântate din partea Domnului. Nu am trăit minuni în viața noastră. Nu am primit sănătate și binecuvântare și daruri multe și nenumărate de la Domnul. De aceea se cuvine în toată vremea și în tot locul și în tot ceasul să-i aducem slavă și mulțumire ca lui ce-i cinstea și închinăciunea în veci. Amin.